Am avut un unchi care a murit la 58 sau 59 de ani de cancer și într-o noapte am stat cu el de vorbă spre dimineață, mi-a zis: nepoate, te rog să-mi spui dacă corabia lui Noe avea cârmă. Dar la ce îi trebuia cârmă? Zice, asta e problema mea. Eu nu pot accepta ca altcineva să aibă cârma. Nu pot accepta ca Dumnezeu să-mi conducă viața. Și a murit departe de Dumnezeu. În fața execuției, în fața martiriului, cine dădea putere primilor creștini să spună Iisus Hristos este Domnul? În tot imperiul era promovat cultul cezarului. Lumea zicea, cezar este Domnul. Ucenicii Domnului Iisus spuneau, Iisus Hristos este Domnul. Dar autoritatea i-a fost contestată de liderii lui Israel. Să ne spui cu ce autoritate faci tu lucrurile acestea. Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul, se auzis pe evrei spunând așa, e mai grav decât a zice, noi nu mâncăm decât carne de porc, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul, nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Și în toată lumea se răspândește această evanghelie, scrisă de Pilat în mod ironic. Dar conținutul ei este adevărat. Iisus Hristos este Domnul, este împăratul. Dorința omului de a domina este înscrisă ontologic în structura lui. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, el să stăpânească. Când diavolul i-a ispitit pe oameni, pe femeie și pe bărbați și le-a spus, dacă ieșiți de sub autoritatea lui Dumnezeu, dacă nu-L ascultați pe Dumnezeu, atunci veți decide voi ce e bine și ce e rău. Nu mai trebuie să depindeți de Dumnezeu. Tu, Dumnezeule, tu să fii stăpân pe toată planeta și pe tot universul. Eu trag un cerc în jurul meu și aici sunt stăpân eu. Peste tot în lume. Dorința asta de dominație mondială astăzi ne tulbură faptul că Islamul vrea să domine lumea. A fost o vreme când în numele crucii s-a dorit dominarea lumii. În acest semn s-au dus cruciații și au înstrăinat pe totdeauna pe musulmani de noi. Conflictul cel mai profund este între împărăția lui Dumnezeu și imperialismul omenesc. Când oamenii vor să-i controleze pe alții, să-i manipuleze pe alții. Oare ce rol are încăpățânarea în negarea domniei Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus spune, curvele și păcătoșii și vameșii s-au pocăit. Fraților, ce să facem? Schimbați-vă felul de a gândi despre El, schimbați-vă atitudinea, pocăiți-vă și identificați-vă cu El în numele Lui!